Dragii mei, bine v-am regăsit în această după-amiază de 15 februarie 2015. Vreau să vorbim astăzi despre cum se circulă în județul nostru, pe străzile județului nostru. Azi dimineața am avut surpriza destul de neplăcută să constat că dacă ai neșansa să fii înaintea unor grăbiți, ești claxonat și, bineînțeles, dau mulți șoferi mărunt din buze și îți arată tot felul de gesturi care eu le-aș cataloga cel puțin prietenoase, dacă nu altcumva. Deci, dacă vrei să fii cât de cât corect în ceea ce privește circulația pe drumurile publice cu autovehiculul, la un moment dat ești în pericol să fii înjurat, să fii insultat și claxonat din belșug. Și mă întreb, oare de ce se face acest lucru? Pentru că este foarte clar. Dacă este o limită de viteză maximă și minimă și dacă sunt niște reguli, haide să le respectăm. Se pare că totuși unii consideră că ei au mai mult drept să circule cu 90 de km pe oră în oraș, am văzut acest lucru, sau să treacă la 2 cm de mașina ta și să te și claxoneze spunându-ți că nu știi să conduci sau cine ți-a dat, bă, carnetul. Și atunci, normal, te întrebi bine, bine și eu cu cine votez. În țara nimănui. Asta este și tema emisiunii noastre. Astăzi avem un invitat foarte, foarte carismatic, pe prietenul emisiunii noastre, Ciocan Ștefan, jurnalist la Glasul Hunedoarei, unde este senior editor. Bine ai venit, dragă Ștefan. Bine v-am găsit și pe tine și pe telespectatorii tăi. Spune-mi, cum, de exemplu, ai pățit acest lucru, să fii claxonat? Eu am trăit 15 ani în București, îți dai seama că am pățit. Eu cred că la intrarea în România ar trebui pus o placă pe care să scrie foarte mare să înțeleagă toată lumea: nu respectați legislația rutieră, neîncurcați. Corect. Pentru că nu ai încă infrastructura rutieră de așa natură încât să poți să respecti la milimetru legislația rutieră. Sigur că și nesimțirea e mare, dar nu înțeleg un lucru și observ asta nu numai la șoferi și la politicieni. Radarele sunt din ce în ce mai prezente pe șoselele din România. S-a năsprit legislația rutieră, poliția este din ce în ce mai vigilentă. Exact. Și cu toate astea, nu se astâmpără. Nu-și bagă mințile în cap șoferii. Cu toate astea încă mai avem șoferi care, exact cum spuneai tu, conduc aiurea prin localitate cu viteză mare, nu respectă regulile de circulație, exact ca și politicienii, că după campania asta de câțiva ani a DNA-ului de arestări, mă așteptam să se mai liniștească, dar nu dau niciun semn că s-a liniștit. Crezi că această clasă, pentru că, hai să spunem, nu e clasă, e o adevărată pătură socială care s-a format în timp, reprezentată de politicieni, politruci, le spune, nu la toți. Când zici pătură și politicieni, pe mine mă duce gândul la Dinu Păturică. Da? Așa. Crezi că aceștia sunt diferiți de restul populației? Nu, categoric. Sunt exponenții restului populației. Adică, până la urmă, ei sunt reprezentanții celor care aleg. Nu pot fi diferiți de restul populației, chiar așa cum noi, presa, nu putem fi diferite de restul populației, pentru că și noi, până la urmă, venim cu aceleași metehne pe care le are întreaga societate românească. Da, dar la un moment dat, una este când domnul ales al poporului sau un oficial, depinde, nu neapărat numai din Parlament, este în mijlocul oamenilor, vorbește un anumit limbaj și când ajunge acolo, sus sau mai puțin sus, se schimbă radical. Uită de unde a venit, uită pe cine reprezintă și uită, de fapt, care e menirea lui. Și atunci te întrebi, domnule, eu cu cine votez? Pe cine să mai aleg? Bun, marea problemă a României, de fapt, constă în faptul că nu are ce să aleagă. Pentru că observăm de 26 de ani încoace, cu mici excepții, politicieni n-au făcut decât să se schimbe între ei, au rămas aceleași nume, aceleași fețe. Unii dintre ei au mai schimbat partidul sau culoarea politică. S-au schimbat scaunele între ele. Ajungi la un moment dat în fața urnei, te uiți pe lista
pe buletinul de vot și vezi același nume pe care le-ai văzut în acum 4 ani, acum 8 ani sau acum 16 ani, practic populația și care este de bună credință și care încearcă să, nu știu, să gândească și care ar vrea altceva, realmente nu are ce să voteze și suntem de 26 de ani puși în situația de a vota rău cel mai mic. Este și o lipsă de implicare a multor oameni care ar avea ceva de spus în societate, dar lipsa asta de implicare vine tocmai din faptul că partidele, liderii politici au făcut tot posibilul să descurajeze oamenii onești, oamenii care vin în politică cu gânduri frumoase să promoveze interesul cetățeanului. Asta este o poveste, interesul cetățeanului este o poveste pe care politicienii o scot din 4 în 4 ani și cred că nici cetățeanul nu mai crede că cineva îi apără interesul. Interesul cetățeanului, interesul național, interesul națiunii și interesul totul se rezumă României. La interesele lor, interesele politicienilor și a grupurilor economice care stau în spatele lor. Interesul poartă festul, spune o vorbă românească, se pare că unii o cunosc mai bine decât alții. Ei, aș vrea să facem un remember, pentru că cunoști foarte bine istoria politicii județului nostru și a politicii românești în general. De când erai în București și când, după ce ai venit aici în județ, cum vezi evoluția partidelor în ceea ce privește accesiunea lor, faptul că ajung la putere, parcă așa cu rândul? Și dau exact aceleași contraperformanțe. Practic avem două mari partide, evident. Da. Ele s-au permutat, s-au mișcat. Mai ții minte cât erau înainte? Erau 142 de partide. Și acum sunt foarte multe partide, dar contează două. Contează în momentul de față PNL-ul și PSD-ul. Restul, și eu nu înțeleg acești sateliți care de fapt sunt niște anexe la aceste partide mari, și care de fapt aduc, hai să zicem, cangrena în politica românească, pentru că ele sunt tot timpul soluțiile imorale. Adică în momentul în care tu PSD sau tu PNL stai pe un scor electoral confortabil, ce nevoie ai să te aliezi cu ALDE sau cu UNPR sau dincolo cu PSRO, care vin cu 2-3%, care nu fac pragul electoral, care pentru tine de fapt sunt un balast, adică tu trebuie să le dai niște posturi unor oameni ca să îi mulțumești și pe ei. Ar fi foarte simplu, am două partide mari, la revedere, partidele mici nu mai contează. Și uite așa, de ani, ani buni, cu PC-ul, avem numai soluții imorale. Avem partide mici care vin ca niște lăs de gunoi, să le spun așa, lângă partidele mari. Pentru că partidele mari își creionează niște principii, vin cu niște promisiuni electorale, să le spunem așa, cum ar fi votul uninominal sau aceste trosteli pe față care sunt criteriile de integritate. Da? Și atunci ei nu pot să-și pună oamenii lor care ies în afara acestor criterii și atunci vin cu aceste partide mici și pun pe listele electorale din partea acestor partide mici oameni pe care nu încap ei în partidele lor. Veți vedea că și în DEVA se vor întâmpla asemenea lucruri. Ce mă frapează pe mine și ce nu înțeleg eu este neimplicarea, să zic așa, mediului de afaceri, a oamenilor care au demonstrat că pot să facă ceva, care au demonstrat că pot să facă locuri de muncă, care exact au demonstrat că duc o afacere independent de relația lor comercială sau contractuală cu statul. Și oamenii ăștia totuși nu se implică. Au intenții serioase și cinstite, dar vor să stea departe de această odată, pentru că, așa politică, cum spuneam, nu au loc în partide și nu vor să se ducă lângă oameni care de proastă calitate și, în al doilea rând, au senzația că politica este ceva așa... Adică am avut discuții cu niște oameni de afaceri din DEVA și ne-am spus, oameni buni, contează foarte mult ca niște oameni ca voi să ajungă în Consiliul Local. Nu trebuie să candidați la primărie, dar un Consiliu Local format din oameni cu cap, oameni care au expertiză în domeniul economic, oameni care produc în localitatea respectivă, plătesc taxe și impozite. Eu nu cred că oamenii ăștia nu pot să-și piardă 3-4 ore pe lună
să analizeze niște documente și să meargă apoi o oră, două în Consiliul Local să voteze. Pentru că, până la urmă, ei sunt cei care, în mare parte, produc bugetul DEVE-i. Și atunci se trezesc niște oameni de afaceri, de bună credință, care contribuie la bugetul DEVE-i, că bagă niște bani într-un oraș pe care îl vor al lor și vin niște oameni absolut, cu un caracter îndoielnic, fără nicio pregătire, lipitori de afișe. Și sunt multe exemple, nu vreau să dau nume acum, să supărăm pe cineva, dar sunt foarte multe exemple în Consiliul Local, în consiliile locale, nu mă îndeamnă, vin acei lipitori de afișe, acei oameni care au fluturat steaguri pe nu știu unde prin meeting-uri și ăia hotărăsc cum se împart banii pe care oameni încă o dată cu expertiză îi produc și varsă la buget. Mie, mi se pare aberant acest lucru în România, pentru că nu e doar cazul DEVE-i. Dacă stai să te uiți dincolo, în Statele Unite, în țările civilizate în Europa, consiliile locale sunt formate tocmai din acești stâlpi ai societății, din acești oameni care au demonstrat că pot să facă în plan personal ceva și atunci comunitatea îi cheamă, îi roagă, îi votează să demonstreze și în plan social că pot să facă ceva. Ei girează și garantează cu realizările lor profesionale. Și atunci nici nu mai contează cine vine primar. Pentru că proiectele se dezbat și se votează în Consiliul Local. Și dacă ai niște oameni cu cap, dacă ai niște oameni cu expertiză economică, dacă ai niște oameni verticali, demni, care nu pot fi cumpărați, nu pot fi manipulați în Consiliul Local, primarul devine o marionetă a lor. Poate nu e bine spus marionetă, dar devine un executant a hotărârilor lor. Ori la noi este invers. La noi primarul are oamenii lui băgați în consiliile locale. Consiliul local este o mașină de vot. Aici e cheia. De aici începe reforma socială și a clasei politice și din aplicarea democrației. Ori democrația asta înseamnă consiliul local este primește mandatul majorității cetățenilor și se duce acolo să hotărască pentru binele comunității. Primarul este pus acolo să aplice hotărârile Consiliului Local. Asta înseamnă, asta e ordinea, asta e logica democrației. Ori la noi, nu, la noi primarul hotărăște ce se întâmplă, Consiliul Local ridică mâna pentru că acolo sunt oameni în general fără coloană vertebrală care nici măcar nu știu ce votează. S-a dat peste cap de la început democrația și s-a alterat totul în țara asta. Bine. Ce crezi că va urma? Cum se poate îndrepta această situație? Pentru că, în mod evident, toată lumea e de acord că nu mai poate continua această situație. Trebuie să schimbe ceva. De unde crezi că vine schimbarea? De la americani. Și vorbesc serios când spun asta. De la, crezi că vine Washington aici, la noi? Nu, Washingtonul a reușit deja să impună niște măsuri anticorupție. Și în momentul în care clasa politică se va curăța de anumite personaje corupte, s-ar putea să se îmbunătățească puțin și viața politică în România. Nu ajunge. A doilea pas este implicarea. Oamenii serioși, oamenii cu școală, oamenii cu rezultate în diverse domenii, trebuie să înțeleagă că fără să se implice, nu o să putem schimba nimic. Este foarte simplu să scrii pe Facebook, să protestezi, să îți dai cu părerea, să pui poze. Dacă nu ești activ, contact direct, dacă nu ești activ în viața socială, dacă nu te implici, dacă nu candidezi, dacă nu te duci acolo să votezi, nu știu, poate că la alegerile astea ar intra 2, 3, 4 oameni de genul ăsta în Consiliu. Poate că la alegerile viitoare ar intra mai mulți. Mai poate mulți. Că până la urmă ar ajunge ca acești oameni, așa cum este normal, să conducă ei comunitatea și să hotărască ei destinele comunității. Aș vrea să vorbim un pic despre cei care votează. Eu știu o localitate din județul nostru în care primarul se bazează pe niște oameni care au mai puțin noroc în viață, au avut mai puțin noroc în viață, au o stare materială mai precară și se bazează pe ei, pentru că sunt cel puțin vreo 500 de persoane cu drept de vot.
în condițiile în care și ei sunt cam de aceeași naționalitate și în condițiile în care românii vin și vin fracționat, unii sunt cu partidul ăsta, unii sunt cu partidul ăla, acest grup care e minoritar, dar la un moment dat impune un anumit ales într-o localitate, ei spun, domnule, a spus șeful să votăm pe ăla și pe ăla îl votează. Și atunci chestia asta nu duce la ceea ce vedem noi acum? Bine, aici n-ai cum să schimb lucrurile pentru că, până la urmă, de la Revoluția franceză, care a statutat cele trei principii, liberté, égalité, fraternité, da. Discutăm despre această egalitate a cetățenilor în fața urnelor. Un concept, zic eu, aplicabil în țările civilizate, în țările cu un anumit nivel de trai, un concept care duce la dezastre politice în țările sărace, cum este România, unde pot fi cumpărate voturi. Crezi că va mai fi această situație, da, și în anul ăsta? Atâta timp cât există o pătură a populației sărace care are același drept de vot pe care îl are oricine, va fi, pentru că sigur, legea electorală ar trebui un pic schimbată, dar e greu. Primarul în funcție are la dispoziție și alte pârghii, nu doar pârghile electorale. Adică el poate să cumpere voturi, nu direct dând bani, să cumpere voturi prin ajutoare sociale, prin tot felul de alte ajutoare de la această pătură defavorizată și în afara campaniei electorale. Și atunci este, din punctul ăsta de vedere, favorizat. N-ai ce-i face, oamenii ia votează, nu poți să le iei dreptul la vot. Nu poți, sare lumea cealaltă în cap dacă spui, domnule, de mâine în România vot censitar în funcție de, nu știu, criterii de școală, de avere. A fost cândva în România, în perioada interbelică, erau cele trei colegii care, bogații, votau oamenii cu anumit nivel de avere, votau în colegiu 1, oamenii de mijloc, pătura de mijloc vota în colegiu 2 și săracii votau în colegiu 3. Un vot din colegiu 1 valora cât 2 voturi din colegiu 2 și cât 3 voturi din colegiu 3. Și atunci, practic, comuniștii, să zic așa, sau cei care gândesc social-democrat, ar spune, pe domnule, dar de ce bogații să voteze? Pentru că ăla, dacă are bani, și atunci nu se punea problema că, sau se punea mai puțin problema că a furat, ăla, dacă are bani, înseamnă că a demonstrat că poate să facă avere, înseamnă că poate să gestioneze și să administreze o avere, deci are o anumită experiență și e logica votului să fie mai important decât votul celui care e sărac pentru că nu-l duce mintea sau pentru că, sigur, sunt și sărași pentru că nu au avut noroc în viață, dar asta e altă poveste. Bun, asta e istorie. Asta e istorie, nu mai putem să revenim la votul censitar categoric pentru că nicăieri în lume cred că nu se mai aplică votul censitar. Dar eu cred că putem contracara această tendință de a cumpăra voturile asistaților sociali tot prin implicare, tot prin... Îți dau un exemplu. În momentul în care este un primar care face lucruri de genul ăsta, contracandidații lui ar trebui să aibă atâta înțelepciune încât să se alieze, să se așeze la o masă și să se ridice de acolo cu cel mai puternic dintre ei, pe care să-l susțină toți. Și atunci nu se poată cumpăra, adică, bun, și comunitățile alea sărace, cât pot să fie acolo? Sunt, nu știu, 10%, 15% din electorat, dacă... Da, dacă restul electoratului, vine la vot... Se diluează forța celor care exact. Nu sunt așa de norocoși. Bun, aș vrea să te întreb, cât de reprezentativ crezi că va fi un ales într-o comunitate dacă vor fi alegeri din primul tur sau din două tururi? Alegerile din primul tur sunt o palmă dată democrației categoric. Adică n-au nicio legătură cu conceptul de democrație. Noi, România, am fost de multe ori criticați de țările civilizate din Europa și de Statele Unite că nu respectăm regulile democrației și au dreptate, pentru că hai să facem absolut ipotetic un primar care n-a făcut nimic în comunitatea lui, nu s-a afirmat cu nimic, un primar, să zicem, mediocru, dar
doar prin faptul că e primar în funcție și există o inerție a oamenilor să voteze primarul în funcție, mai are câțiva asistați sociali de care spunea pe care da. Poți să-i ajute din poziția de primar și el pleacă undeva cu un 20-25% nucleul lui dur electoral. Ori dacă el este băiat deștept, mai scoate încă, bun, rămân 75% din electorat nemulțumiți da. Pe bună dreptate de activitatea lui. Dacă este băiat deștept, scoate vreo 5 iepurași, adică candidați ăștia fără niciun nume, fără notorietate, care stau pe 3-4-5% în sondaje, îi scoate, ăia nu-și fac campanie, nu fac nimic, doar că ăia vor atrage spre ei voturile nemulțumiților. Și atunci reușește să dilueze în așa măsură voturile, încât el cu 25% poate câștiga dintr-un tur alegerile, chiar dacă într-un al doilea tur restul tot s-ar coaliza împotriva lui și 75% din voturi nu s-ar mai duce spre el, s-ar duce spre un candidatul cel mai bine plasat în turul 2. Am sigur că există și varianta în care ai un primar, pentru că aici este iar lipsa totală de democrație și de dovada clară că partidele nu promovează interesul cetățeanului, ci interesul lor politic și a grupurilor de afaceri care stau în spatele lor. Un primar bun își rezolvă problemele dintr-un tur oricum. Pentru că un primar bun, care a muncit, care a făcut treabă, ia 50% din, peste 50% din primul tur și practic nu mai există turul 2. Spune-mi, te referi la comune sau la orașe? Mă refer la primar. Mă refer la primar. La comune lucrurile... Eu cred că în județul Hunedoara, dacă ar fi alegeri din două tururi de scrutin, maxim 10 comune ar intra în turul 2. Restul primarii și-ar câștiga... Da, pentru că acolo se votează persoana și nu neapărat partidul. Dar la orașe, da. Deci am un primar slab. Am un primar pe care în sondaje nu-l creditează nimeni decât cu 25%. Da? 75%, asta înseamnă că 75% sunt împotriva lui, dacă are 25% intenție de vot. Da. Acest primar în turul 2 categoric va pierde. Dar eu vin acum și spun următorul lucru. Că spuneam, un primar bun își rezolvă problema oricum și dacă ar fi două tururi, tot își rezolvă problema din primul tur, are peste 50%, nu mai există turul 2. Un primar slab poate să câștige din primul tur. În turul 2 ar pierde. Deci este absolut nedemocratic să nu dai șansa electoratului, șansa celor 75% care în sondare sunt împotriva primarului, să nu-i dai șansa de a se exprima. Primarul nu mai este legitim. Dar pe de altă parte vin și spun ce partid ești tu și cum vii tu ca partid în fața electoratului și spui eu vreau să promovez interesele electoratului când tu susții la primărie un candidat care stă pe, să zicem, 25%. Deci care stă pe 25% înseamnă că tu nu promovezi interesele și nu susții opțiunea a 75% din electorat. Păi tu, partid, trebuie să fii primul care face o analiză, care are niște criterii de performanță pentru primarul pe care îl are în funcție și spune, domnule, tu nu ți-ai atins criteriile astea de performanță? Uite, noi am venit în campanie și am făcut promisiunile astea pe care tu nu le-ai atins. Deci eu, partid, îți spun, stai, nu mai candida, caut alt candidat. Nu, partidele toate, în general, merg pe varianta, domnule, e prost de prostul nostru, îl aruncăm în luptă electorală, nu ne interesează părerea celor 75% care nu-l mai vor, exact. Dar facem tot posibilul ca prin tot felul de mijloace, inclusiv mafiote, să eliminăm contracandidații lui puternici. Ce înțelegi prin mijloace mafiote? Mijloace mafiote sunt intimidări, amenințări pentru cei care declară la un moment dat că și-ar dori să cei care ar avea șanse. Tot felul de șantaje, chiar bani, dați, vrei să candidezi, ia de aici niște bani și nu mai candida. Astea sunt lucruri care n-au nicio legătură cu democrația și care țin pe loc atât clasa politică din țara asta, cât chiar România. Spune-mi, te rog, ce părere ai despre legea Dragnea? Crezi că are vreo legătură cu viitoarele alegeri din România? Eu cred că nu va trece legea Dragnea. Cred că este doar o dezbatere care trebuie să abată atenția publică de la alte lucruri. De ce și-a bătut cuientel pe acest domn? Pentru că e clar că toată presa și toți bloggerii și toți cei care știu ce înseamnă un calculator vor sări pe el. Păi de ce și-a bătut cuientel pe
Alina Gorghiu spunând că, sau mă rog, interpretându-se, că, da, lăsând loc la interpretări, că nu-i, că bolnavii de cancer vor trebui, vor fi în situația să-și plătească jumătate din tratament sau o parte din tratament. Sunt declarat. Sau de ce a declarat prezent la DEV aici Atanasiu că va face centrală nucleară la Mintia, de parcă o centrală nucleară o face așa, mai semănăm. Luăm și noi două, trei nuclee și le aducem mai se, care semănăm niște nuclee, facem centrală, iese, crește. Dacă prindem un an bun cu ploios, așa să ploios, da, să fac nucleele. Așa. Deci astea sunt declarații pe care de obicei politicienii le fac ca să pună în dezbatere niște teme și ca să acopere alte teme pe care n-ar vrea să le pună în dezbatere, să nu fie de interes. Pe de altă parte, chiar ca jurnalist, spun că totuși lucrurile în domeniul media au luat-o puțin razna. Adică deja pe mijloacele astea de comunicare, de socializare, cum e Facebook, da, sau, dar nu, da, numai, deja circulă atâta informație încât efectiv nu mai poți să faci o selecție, da, să vezi, da, că ce e manipulare, ce e informație corectă, ce nu e informație corectă. Pe de altă parte, observ o tendință extraordinară a românilor prezenți pe Facebook de a gândi foarte emoțional. Adică ferească Dumnezeu dacă acolo apare un lucru să încerci să contrazici postarea respectivă. Pentru că transigența pe Facebook. Îți sar toți în cap de parcă i-ai jignit pe ei personal. Și, uite, aici pot să dau un exemplu care pe mine m-a șocat și m-a făcut să-mi dau seama că de fapt lumea asta, dacă va dispărea vreodată, nu va dispărea în urma unui război nuclear, va dispărea pentru că va fi sufocată de informație. Cazul salvamontistei bătute la straja. Toată lumea îl știe. Acolo știrea a fost preluată de marile televiziuni și marile ziare, da, din București doar pentru faptul că a fost dată bătută sub privirile pasive ale unui jandarm. Că dacă fata era bătută cum își bate zilnic, se bate zilnic în Vaslui, în Vaslui, nu era nicio știre. În aceea seară, în Deva, a fost bătut mult mai rău un tânăr, n-a fost știre, pentru că n-a fost jandarmul acolo. Și analizând ulterior lucrurile, observăm că de fapt jandarmul ăla a fost nevinovat, că jandarmul ăla nu era la masă și nu era prieten cu interlopul care a bătut fata, cu toate, și că a intervenit la un moment dat și a fost oprit de patronul localului să intervină decisiv. Dar omul ăla a fost linșat. Mediatic, omul ăla a fost linșat. Și atunci stau și te întreb, că faci presă. Un interlop i-a tras una unei femei. Regretabil. Regretabil, absolut. Correct. Regretabil. Aia s-a ales cu o vânătaie care într-o săptămână, două îi va trece. Și hai să fim acum serioși, a și căutat-o. Pe de altă parte, o masă mare de jurnaliști, fără să se intereseze, fără să pună întrebări, fără să încerce să afle care a fost adevărul acolo, au desființat, au distrus cariera și poate viața unui jandar. Un om care a tras ca să ajungă până... Unui om care a fost rănit într-o asemenea altercație acum câțiva ani, unui om care își face meseria cinstit și corect acum de 10 ani. Adică am văzut lucruri de genul. Jandarmul care stătea la masă cu interlop. E o diferență fantastică între a sta la masă cu cineva sau a se așeza cineva la masa ta. Doar că jurnaliștii de București foarte tineri, care vor să scoată senzațional cu orice preț, nu mai fac, nu mai au noțiunea greutății cuvintelor. Asta înseamnă deontologia profesiei. Nu, înseamnă prostie. Să nu faci diferența între a sta la masă cu cineva sau a se așeza cineva la masa ta. A face diferența între a te bate cu cineva sau a fi bătut de cineva. De obicei se spunea că o informație trebuie să vină dintre surse pentru a fi credibilă. De obicei se spune că nu strică adevărul să strice știrea. Nu lăsa adevărul să strice știrea. Așa e, da. Dacă nu de ce. Chestia asta mi-a demonstrat mie că lucrurile au ajuns deja din cauza acestor rețele de socializare a blogurilor,
deja oricine poate să se exprime, oricine poate să devină formator de opinie, oricine poate să lanseze teme, oricine poate să creeze emoții. Și, din păcate, lumea, românul, dar nu numai românul, tinde să gândească emoțional, nu rațional. Crezi că acest lucru va fi preluat de politicieni și prelucrat în folosul lor? Dar este deja. Cum? Uite, cazul clubului colectiv. Da. Cazul mulți clubului au colectiv. Făcut numai dacă pe tema asta. Dacă oamenii ăia nu ardeau acolo, păi pentru probleme politice nu ieșa nimeni în stradă. Acolo s-a creat o emoție atât de puternică încât lumea a ieșit și a dat jos un guvern. A dat jos un guvern cerând. Și hai să vedem ce cereau. Două tururi de scrutin, parlament de 300 de cetățeni, schimbarea clasei politice. Din tot ce au cerut acolo, nimic nu li s-a dat. La un moment dat era și chestia asta, fără politicieni, nu mai vrem okay. politicieni. Adică nu mai vrem politicieni de tipul ăsta. Nimic nu li s-a dat, nimic nu li s-a dat. Mai vezi oameni în stradă pentru că au fost mințiți? Nu. Păi a doua zi deja erau nu, mai pentru mulți că nu se mai creează emoție. Ceilalți. Pentru că minciunile politicienilor nu mai creează emoție. Doar morții creează emoție, doar știrile senzaționale creează emoție, doar victimele, doar fata aia care a salvat. Dacă fata aia n-ar fi fost salvamontistă, nimeni n-ar fi preluat știrea. Dacă jandarmul nu stătea la masă, nimeni n-ar fi preluat știrea. Dacă Elodia nu s-ar fi numit Elodia și s-ar fi numit Veta, două zile discutau despre ea. Dar faptul că Elodia sună, are o rezonanță, poți să intri în mintea omului, Elodia. Dacă o chema, nu știu, Angela, nimeni. Bun, aș vrea să te întreb ce crezi despre ultima găsență și anume că partidul domnului Joană ar putea să participe la viitorul politic al României. Crezi în această variantă? Păi, exact despre ce discutam. Sunt niște partide mici și nu înțeleg partidele mari, adică nu înțeleg. Există interese, alte interese. Joana este categoric, a fost ambasadorul României în Statele Unite. Joana este clar, își primește bani și de la altă caserie decât cea a Senatului. Este evident. Și atunci Joana trebuie recuperat. Joana nu poate să dispară așa în neant undeva. Joana trebuie să creeze un partid și partidul respectiv trebuie să intre acolo într-o alianță ca Joana personal și poate încă 2-3 de acolo trebuie să fie recuperați în zona politică. Atât, în rest, povești. Aș vrea să te întreb un alt lucru foarte, foarte serios și extrem de periculos, potențial periculos, și anume acele zvonuri despre război, care merg tot mai des către anumite direcții și se aude tot mai mult acest cuvânt. NATO, Rusia, Ucraina, și după aceea Moldova și iar România și iar tot felul de zvonuri. Eu cred că jocurile geostrategice sunt făcute în așa fel încât războiul ăsta să fie așa un fel de pisică pe care o arată marile puteri țărilor slabe și popoarelor slabe și oamenilor care aoleo, lasă-i bine și așa numai să nu înceapă războiul. De fapt, toată bătălia este pe resurse. Dacă stăm să analizăm, și chiar ieri am avut o discuție cu cineva pe tema asta, dacă stăm să analizăm întreg secolul 20 și toate războaiele, toate conflictele, o să vedem exact așa ca la meteo, o hartă a mișcării capitalurilor, în general deținute de marile familii evreiești, Rothschild, Rockefeller și mai departe, mișcările acestor capitaluri în Europa și în Statele Unite, și în funcție de aceste mișcări vedem interesele geostrategice și cum au început și cum s-au terminat războaiele. Adică în momentul în care marile investiții s-au făcut în zona Mediterane și a intrării spre Marea Neagră și Bosforul, Imperiul Turc a trăit, Imperiul Turc s-a clădit și a rezistat, a existat atâția ani pe banii în prima fază a genovezilor și a celor din așa venețienilor, a bancherilor venețieni și genovezi, după aceea a intrat acolo și capital
paradoxal, a intrat și destul de mult capital evreiesc, care aveau evrei tot interesul să controleze intrarea Bosfor, Dardanele, gurile, așa. Imperiul țarist a trăit foarte mult tot din capital de genul ăsta. Observăm înainte de 1918 cum acest capital pleacă, se duce spre țările, din Europa de vest, da? Și apare Revoluția Bolșevică și Imperiul Otoman cade în momentul în care rămâne fără acest capital. În schimb se dezvoltă zona colonială din Africa, pentru că acești capitaliști care au transferat bani în Anglia și în Franța, în Olanda, mă rog, să înceapă exploatările mari de diamante și aur din Africa și din coloniile africane acestor țări. În momentul în care țările respective după război au încercat să oprească, să pună ei mâna pe resurse, au venit războaiele de eliberare a popoarelor africane și s-au terminat imperiile colonialiste. Statele Unite după primul război a demonstrat că poate să ducă un război și să influențeze foarte mult zona. Capitalurile au ajuns repede în Statele Unite în așa fel încât să fie protejate de ocean și Statele Unite a intrat în al doilea război mondial tocmai ca să apere aceste capitaluri. Ștefan Costache, deci, ești un foarte bun analist istoric și sociolog. Aș vrea să te întreb, că tot subiectul ține totuși de tema emisiunii. Ce resurse sunt în primăriile județului nostru? Pentru cine se bat? Păi, resursele cei care se bat sunt foarte mari, pentru că primăriile, în ciuda ceea ce spun primarii și se plâng tot timpul că, domnule, n-avem bani, dar primările stau pe niște bugete consistente și, în primul rând, acum stau pe niște posibilități de finanțări europene extraordinare pe care, dacă un primar e deștept, le accesează și face o grămadă de lucruri în comuna lui pe fonduri europene. Chiar acum am avut aici în centrul Devei un premiat, un primar de undeva din județul Constanța, din Peștera, comuna Peștera, da, care, după părerea mea, este așa un fel de gogoașă umflată, toată lumea premiază, toată lumea care pe la televizor, că el a făcut și adres. Da, a făcut și adres, numai că una este să dai burse, de exemplu, la 20 de copii care se duc la școală mai departe din comuna ta și alta este să dai burse la 200 de copii. Una este să ai... Când ai 2000 de copii. Sau 2000 de copii. Într-un oraș ca... Nu vorbim de comune acum. Una este să întreții o școală generală, să o renovezi, să o faci, că toate școlile din județ sunt renovate, sunt aranjate. Șoimu și Ilia, unde știu eu. Și alta este să întreții, cum întreține la Criștior sau la Ilia, câte un liceu care se adresează unei întregi zone. Exact. Adică sunt niște diferențe pe care lumea nu le face. Iar vorbim de gândirea emoțională. Domnule, omul ăla nu e impartit, este în primul rând, e independent și uite cât i-a făcut acolo. Da, dar ce uită să spună lumea? Că satul lui este înconjurat de parcuri eoliene, de unde îi vin bani cât n-are Deva buget. Și atunci să stai pe un buget... Norocul! Să stai pe un buget cât n-are Deva și să ai o comună de 1.000-2.500 de locuitori, sigur că... În condițiile astea putem spune, dragi mei, că unde bate vântul îți merge bine. Vreau să te întreb ce crezi despre înființarea unor partide din maximum 3 membri. Ar fi o șansă de asanare a clasei politice. Vor apărea o ploaie de partiduțe? Din păcate, cred că nu. Pentru că legislația e de așa natură încât nu e foarte clară. Partidele astea trebuie să dezvolte în timp și lumea încă nu e foarte clară. S-au apărut la Arad, au apărut la Cluj, în orașele mai mari au apărut. Dar asta este șansa. Asta este șansa celor oameni de care spuneam eu că nu se implică. De a se implica, de a face un partid local și de a veni câțiva oameni de afaceri puternici lângă acest partid local și de a promova liste pe care să fie ei, oamenii ăștia de afaceri care vin să facă partidul. Nu cum se făcea până acum, eu stau în spate și scot în față pe câte unul pe care să-l trimit acolo. Și mai observăm un lucru. Cu cât de neau își face treaba mai bine, cu cât încep să se mai taie rețelele astea de interferență între politic și afaceri, cu atât în politică, în prim plan, apar oameni tot mai proști. Pentru că nu-și mai asumă nimeni.
Pentru că un om deștept spune, stai, domnule, mă gândesc de două ori până semnez contractul ăsta, mă gândesc de trei ori până îți dau lucrarea aia cu o licitație trucată. Păi când prost, cât îmi pică? Dă-i drumul. În Deva e o situație mai deosebită, deoarece actualul primar este cunoscut, dar mai sunt și foști primari care vor să vină să candideze. Crezi că va fi o luptă, la acest nivel, care să fie vizibilă și mai ales să împartă electoratul? Categoric va fi o luptă, cu atât mai mult cu cât din ce discut pe stradă, sigur, nu este un sondaj, nu are nicio valoare sociologică, dar din discuțiile în taxiu, cu oamenii de pe stradă, cu oamenii din cartier, acum m-am mutat din Deva, dar am locuit foarte mult în Micro 15, am încă apartamentul, mă mai duc în Micro 15 și discut cu vecinii, cu oamenii care știu că sunt jurnaliști, mă opresc, mă întreabă, domne, ce părere ai? Se pare că oamenii l-ar susține mai mult pe fostul primar decât pe actualul primar. Deci, categoric va fi o luptă. Categoric va fi o luptă, cu atât mai mult cu cât se pare că fostul primar va intra, totuși, până la urmă, în luptă din partea unei alianțe care include și PSD-ul. Ce crezi de situația din Hunedoara? Hunedoara lucrurile par a fi oarecum mai simple, cu toate că niciodată nu e simplă o campanie electorală. Niciodată, să nu spui niciodată. Da, totuși, dacă stăm să analizăm un pic Hunedoara și Deva, vreau să fac abstracție de tot ce înseamnă presă, pentru că, evident, există publicații care au făcut obsesii pentru Hunedoara. Pro și contra, ca de obicei. Pro și contra, dar vreau să fac abstracție. Totuși, până la urmă, în Hunedoara lucrurile s-au mișcat un pic. S-a făcut acel strand, se discută de pietonal, se discută că încă totuși de niște locuri de muncă. Mie de locuri de muncă e ceva. Hunedoara nu arată, până la urmă arată bine, adică are multe zone verzi. Sunt relativ bine întreținute, dar sunt acolo, sunt zone verzi. Deci eu totuși cred că oamenii din Hunedoara nu se lasă foarte influențați de presă. Haideți să vedem ce electorat va fi în Hunedoara. Și în general presa nu cred că poate să influențeze foarte mult atunci când omul trece, se duce la strand, da? Și place. Și citește a doua zi că strandul ăla e o mare prostie. Cine mai poate să creadă? Sau cât o să mai creadă el în ziarul care a scris că strandul unde el s-a dus a simțit bine? Evidența se impune, n-ai cum să... Toată vara el s-a distrat acolo și după aia citește... Adică tu ca jurnalist, până la urmă, trebuie să te orientezi dacă vrei să-ți păstrezi cititorii, da? Audiența, dacă vrei să o păstrezi și dacă vrei să-ți păstrezi credibilitatea, tu nu poți să te duci împotriva valului social. Adică dacă un primar, să zic, are 30% în sondaj sau 20%, tu nu poți să te apuci să spui, mamă, ce bun e primarul ăla, pentru că ăia la 70% spune, ești tu tâmpit, ziaristule. Ștefan, există mercenari în presă? Da, categoric. Foarte mulți. Cei mai mulți. Cum se naște un mercenar în presă? Mă, nu știu că... uite, eu scriu critic la adresa și a unora și altora. Încă n-au venit și spun cu mâna pe inimă, încă n-au ajuns la mine sau dacă au ajuns să sune sau să scrie sau să vină mâine să spună, da, domnule, nu, noi l-am cumpărat pe Ciocan. Noi l-am ofertat pe Ciocan. N-au ajuns la mine să spună, domnule, îți dăm atâta taș din gură. N-au ajuns. Dar este vizibil că sunt mercenari atât timp cât, exact ce spuneam, apar scrise lucruri împotriva evidenței. Adică vezi că paharul ăsta e plin, nu pot să știu că e gol. Ei, ăla care scrie că paharul ăsta e gol are două variante. Ori mercenar, ori nebun. Dragii mei, cred că va trebui să ne oprim aici. Actualitatea hunedoreană are un invitat foarte interesant astăzi, pe care am să-l rog să mai vină în această emisiune și poate vom reuși să aducem și un luptător pentru viitoarele lupte electorale sau mai mulți, să vedem, să nu discutăm doar între noi, jurnaliștii, Asta e marea problemă și a televiziunilor din provincie în general, dar în județul Hunedoara în special. Lipsesc total emisiunile dezbatere. Adică candidații
sau oponenții politici, nu neapărat candidații, nu au curajul să vină să stea unul în fața celuilalt și să discute deschis lângă un moderator sau dom'le, eu vreau aia, tu vreau aia, eu zic așa, pe argumente. Nu există argumente. Dacă observăm, televiziunile invită câte un politician, exact. Între noi fie vorba, îi iau banul și spun ce vrea ăla să spună, ăla să spună ce vrea, după care a doua zi îl invită pe oponentului, îi iau și el lui banul și îl lasă și pe ăla să spună, dragii mei, să spună vedeți ce vrea. Cum vorbește un ziarist care nu este mercenar, pentru că n-ai de unde să-l tragi, de unde să-l pui, e cinstit și n-are ce, nu trebuie să recunosc. Ce să spune. Dragii mei, ne oprim aici și mulțumesc colegului Ștefan Știocan, jurnalist la Glasul Hunedoarei, senior editor la acest ziar. Îi mulțumesc pentru prezență, a fost foarte amabil. Cu drag, oricând. Și dumneavoastră vă mulțumesc pentru atenția acordată. Dragii mei, ne vom întâlni mâine. La revedere!